Limba română e frumoasă, dar și periculoasă. O singură literă în plus sau în minus poate să însemne cu totul altceva. Iar înlocuirea unei litere cu alta poate să fie un adevărat dezastru. Una e a broda, alta a brodi. Ori, ca să ne înțeleagă și Dorin Zidaru, una e mortal, alta e mortar. Alte și alte exerciții de echilibristică lingvistică imediat la Care pe Care. Studioul 1 al TVR îi are astăzi oaspeți de onoare pe patru iubitori ai limbii române. Hai să-i cunoaștem. Pe primul culoar, un economist, Mihai Ilie. Bun venit, Mihai! Bine te-am găsit, Ruxandra, sunt din București. Și cu ce te ocupi? Sunt economist într-o multinațională. Și ce ți-ai propus în concursul de astăzi? Să-mi testez cunoștințele. Cunoștințele de gramaticale? Română, de gramatică, da. Să vedem care-i nivelul. Bine, ținem pumnii, Mihai! Mulțumesc! De la al doilea pupitru concurează o expertă în software, Cristina Vulpe. Bun venit, Cristina! Bine te-am găsit, Ruxandra! De unde ești? Sunt născută în București, dar m-am mutat în Domnești Ilfov de 4 ani. Aproape? Aproape, da. Te rog să ne spui unde lucrezi? Lucrez pentru o firmă din străinătate, din Anglia. Sunt consultant de implementare soft. Și este jobul meu de vis. E adică locul tău de muncă de vis. De cum vis. Ar spune da. Românul. E un hobby. Hobby. Cu ce putem să-l înlocuim în limba română? O pasiune. O pasiune, o pasiune. Da, exact, da, Cristina. O pasiune. Te rog să ne spui ce te-a făcut să participi la Care pe Care. Îmi place competiția și am venit pentru experiență și să mă distrez. Îți promitem asta. Te vei distra și vei căpăta și experiență. Mult succes, mulțumesc, Cristina! La al treilea pupitru avem o concurentă care știe cu siguranță valoarea banilor, Viorica Ivan. Bun venit, Viorica! Bine v-am găsit! Te rog să ne spui, tu de unde ești? Deloc din Buzău. Acum locuiesc în Ploiești și am venit către voi aici la București. Și cu ce te ocupi? Lucrez de acasă și profit de asta. Așa. Pentru o multinațională de aici din București. Până acum avem doar corporatiști? Ceva? Da, așa da? Se da. Pare, da. Ce țintă ți-ai propus pentru concursul de astăzi? Să câștig și câțiva bănuți, da. Dar mai mult să vedem exact nivelul de gramatică. Mult succes, Viorica! Mulțumesc! Încheiem prezentările cu un concurent cu o meserie apropiată de cea a Cristinei, un programator, Sabin Mercheșan. Bun venit, Sabin! Bine te-am găsit, Ruxandra! Spune-ne despre tine, ești corporatist? Păi nu, lucrez într-o firmă de programare, dar este mai micuță. Te rog să ne spui ce ți-ai propus să obții după acest concurs sau în acest concurs. Păi în acest concurs sper să ajung mai departe, să-mi verific cunoștințele legate de cuvinte, expresii și proverbe și nu, sper să fac o impresie bună. Îți doresc mult succes! Mulțumesc! Cristina, Viorica, Sabin și Mihai sunt pregătiți să înfrunte rundele singurului concurs de televiziune dedicat limbii române. Începem cu proverbele. Să înceapă prima rundă. Runda spune finalul, le cere concurenților să ducă la bun sfârșit 20 de proverbe și expresii românești, culese de pe tot cuprinsul țării. 500 de lei în 15 secunde, aproape cât câștigă un fotbalist de top. 100 de lei pentru fiecare răspuns corect. Primul iese la tablă. Mihai, ai emoții că ești primul? Bineînțeles, în orice concurs ai emoții. Voi folosiți proverbe în compania voastră? Nu, folosim reguli. Atenție, totul în regulă, ești pregătit? Da. Start cronometru. La așa cap, așa? Haină. A se aduna ca la? Urs. A căutat-o cu? Pas. Tufă de? Veneția. A bate ca pe hoții de? Cai. Și iată, se scurg secundele. La așa cap, așa? Căciulă. Căciulă, la așa cap, așa căciulă. Și înseamnă cum e omul, așa e și purtarea lui. Da, am mai învățat ceva. Și a căutat-o cu? Trebuie să știi. Lumânarea, da. Și ce înseamnă?
A căutat-o cu lumânarea. A căutat necazul. A căutat necazul, a căutat ceartă cu orice preț. Iată, Mihai, 3 răspunsuri din 5, 300 de lei. Mulțumesc. Cum te simți după prima rundă? Încrezător. Sper să fie mai bine. Cristina, ești pregătită? Da. Start cronometru. A fi dus cu? Pluta. Unul face altul? Trage. A dat bir cu? Fugiții. Peste 7 mări și peste 7 țări. A se naște cutichia în pe? Cap. Bravo! 5 din 5, 500 de lei, Cristina. Felicitări! Mulțumesc! Viorica, ești toată un zâmbet. Cât de pregătită ești? Începem proverbele tale? Cea mai trebuie să fiu acum după Cristina. Să vedem. Atenție! Start cronometru. A visa cai verzi pe? Tăreți. Prietenul adevărat la nevoie se? Cunoaște. A fi ușă de? Biserică. Ai lipsi o? Doagă. Aș roade coatele pe băncile? Școlii. Bravo! 5 din 5, 500 de lei. Fetele sunt la putere până în acest moment. Domnilor, nu vă descurajați. Sabin, ai emoții? Că ești ultimul? Am puține. Bine, să începem cu tine acum, Sabin. Start cronometru. Cuiul lui? Pepelea. A face cuiva zile? Fripte. Cine fură azi un ou, mâine va fura un? Bou. Ai pica? Pleașcă. A ajunge cuțitul la? Os. 5 din 5 și la tine, Sabin. Bravo! 500 Mulțumesc. De lei. Cum îi pică pleașcă? Adică așa, deodată. Puțin, din senin. Și ai face cuiva zile? Zile fripte. Ce înseamnă? Al necăji. Care proverb vi s-a părut mai greu? Cu căciula. Mihai, acesta este topul. Ai doar 300 de lei. Cristina, Viorica și Sabin sunt la egalitate cu câte 500 de lei. Înainte de a merge la runda a doua, vreau să ne cunoaștem mai bine. Cristina lucrează de acasă pentru o companie din străinătate. Bine, asta când este acasă, pentru că este pasionată și de călătorii. Citește foarte mult și îi place să gătească, mai ales pentru fiul ei de 19 ani. Ce gătești cel mai mult? Orice conține carne. Friptură, friptură, friptură. Burger, friptură, da. Chiar ieri, astăzi, am făcut un antricot de vită la grătar. Și în rest, ce mai e pe la tine pe acasă? În rest, am și un cățel. Da. De 8 ani, aproape. Care stă numai lângă mine în timp ce lucrez. În timp ce lucrez și în timp ce faci friptura, presupun. Absolut, absolut, da. Numai printre picioarele mele tot timpul. Mulțumim, Cristina. Trecem la Viorica. La tine, Viorica, cum merg treburile casnice? Merg, având în vedere că stăm acasă. Așa? Și cu ce te ocupi toată ziua? Zi de zi cu aspiratorul, ștești praful, gătești? Da, și asta, dar încerc să mi separ programul de muncă să fie program de muncă. Am o fetiță de 10 ani care îmi solicită destul de mult timp. Marea pasiune a Viorică este lectura. Spune că preferă cărțile ușurele cu final fericit. Îi place să evadeze din căldura și poluarea din București și intră în rolul de ajutor de... De grădinar, de... Depinde. Ne place foarte mult. De pescar, cumva? Și de pescar, da. Da, așa ne-ai mărturisit. Soțul este pescar. Și tu cu ce-l ajuți? Cu admiratul. E inedit pentru o femeie să meargă la pescuit, dar dacă e alături de soț, este foarte bine. Cine este vinovatul care te-a impulsionat să te înscrii la concurs? Antonia, fiica mea de 10 ani. Cum ți-a spus? Cum te-a convins? Păi ne uitam la tine, la televizor, ne-a plăcut, a fost super ușor din fotoliu. Da. Și a zis, de ce n-ai încercat și tu, mami? Și m-am înscris. Drept dovadă, am ajuns aici. Mulțumim, Viorica! Concursul merge mai departe, avem concurenți la toate cele 4 pupitre. Să înceapă runda a doua! Runda butonului roșu crește valoarea unui răspuns corect la 150 de lei. Concurenții trebuie să apese butonul de pe pupitru și trebuie să aleagă dintre două enunțuri. Unul este corect, unul este greșit. Dacă răspundeți corect, câștigați pe loc 150 de lei. Dacă răspundeți greșit, sunteți blocați la următoarea întrebare. De fiecare dată răspunde concurentul care apasă primul, butonul roșu. Așa că aveți nevoie de viteză, de reacție, da? Ați înțeles regulile? Sunteți pregătiți? Da. Atenție! Ori una, ori alta.
părea a avea sau părea a avea? Cristina, a fost cea mai rapidă. Te rog, alege varianta corectă. Varianta corectă este ori alta, părea a avea. Viorica, Sabin, Mihai, pe rând, sunteți de acord? Da. Da? Toată lumea? A avea? Da, da. Validarea. Răspuns corect, Cristina, și 150 de lei. Sunt ai tăi. A avea este adverb sau adjectiv invariabil și înseamnă în realitate, a idoma, în mod real, cu adevărat, într-adevăr, ca și cum ar fi sau s-ar întâmpla în realitate. Evident. Mergem la al doilea caz. Ori una, ori alta. Carnea a fost decongelată sau carnea a fost descongelată? Sabin. Carnea a fost decongelată, prima. De către Cristina, să o facă friptură, nu-i așa? Așa este. Decongelată? Da, da. Nu descongelată? Nu. Ești absolut sigur, totdeauna sigur? Totdeauna așa am auzit că se pronunță fără să. Ați fi ales și voi aceeași variantă? Da. Eu aș fi mers pe varianta descongelată. Descongelată, da. Ca la descojit, semințe descojite. Ca la deszăpezit. Sabin, tu rămâi cu varianta ta, da? Da, da. Cristina, Viorica? Decongelat, aș zice. Decongelat. Eu. Da, da, și eu la fel. Bine, validarea. Răspuns corect, Sabin, și 150 de lei și pentru tine. Forma corectă a acestui verb este a decongela. Da. Bravo! Mulțumesc! Continuăm. Ori una, ori alta. E necesar o minimă îngrijire. E necesară o minimă îngrijire. Sabin. A doua. E necesară o minimă îngrijire. Nu. Nu? De ce nu? E necesar. E expresie. E necesar. Dar o minimă. Nu se acordă. Să vedem. Mihai, tu ce ai fi ales? Varianta a doua. E necesară o minimă îngrijire. Viorica a zis e necesar. Cristina, tu? Tot varianta a doua. Să vedem. Validarea. Și dacă are dreptate Sabin. Răspuns corect, Sabin, și ai urcat la 300 de lei. De ce? Pentru că adjectivul necesar cu funcția de nume predicativ trebuie să se acorde cu substantivul îngrijire, care este subiect. De aceea avem e necesară o minimă îngrijire. Runda a doua se încheie cu ori una, ori alta. A ieșit pata de pe cămașe sau a ieșit pata de pe cămașă? Sabin. A doua variantă. A ieșit pata de pe cămașă. Accentuat. Mihai, tu ce spui? Este evident că asta e varianta corectă. Cristina. Corect. Viorica. Da. Validarea. Răspuns corect și Sabin ajunge la 450 de lei. Terminația de feminin singular nominativ acuzativ pentru substantive precum cămașă, cățelușă, avalanșă, ușă este ă, nu e. Formele cu e folosite mai ales în zona de sud nu sunt corecte. Așadar, se scrie și se rostește la singular avalanșă, nu avalanșe, broșă, nu broșe, cămașă, nu cămașe, cățelușă, nu cățelușe, mătușă, nu mătușe, nașă, nu nașe și tot așa. Dacă mai știți voi alte exemple, vă rog să completați. Păpușă. Păpușă, nu țigare păpușe. Și alte. Țigare, da. Nu e corect, țigară, exact, este corect. Exact, varianta corect. O emisiune concurs dedicată limbii române are nevoie de un consultant de specialitate care să ne deslușească toate subtilitățile limbii și să ne ajute să depășim orice controversă. Iar bucuria noastră este că expertul emisiunii este instanța supremă în acest concurs, Adina Dragomirescu, director al Institutului de Lingvistică Iorgu Iordan Alexandru Rosetti al Academiei Române. Iar referința este DOM 3, ediția 2021, care va fi primit de câștigătorul de azi la pachet cu DEX, ediția 2016, ambele oferite de editura Univers Enciclopedic, căreia îi mulțumim. Să vedem acum câți bani ați reușit să strângeți după două runde. Eu știu cine pleacă acasă. Nu, deocamdată nu pleacă nimeni acasă. Sabin e pe primul loc cu 950 de lei. Este urmat de Cristina, 650, Viorica, 500 și Mihai, ai stagnat la 300 de lei. N-am fost suficient de rapid. Butonul e problema. Oprim șirul rundelor pentru a afla mai multe și despre domnii din emisiune, Mihai și Sabin. Marea pasiune a lui Sabin este rezolvarea de cuvinte încrucișate. Așa și-a dezvoltat și vocabularul. În rest, filme, seriale, muzică, merge din când în când și la teatru. Sabin, spui că defectul tău este... Timiditatea. Exact.
Dar iată că ești aici în studioul TVR. Da. Ce te-a determinat să participi la emisiune? Păi am văzut majoritatea edițiilor care pe care și timpul mi-a făcut curaj să particip și eu. Mi se pare foarte interesant. Nu te-am speriat suficient încât să nu vii aici? Nu, chiar îmi place emisiunea și chiar am vrut să fiu concurent. Să aflăm câte ceva și despre Mihai. Este căsătorit și are un băiat de 11 ani. Îi place să citească, să meargă în natură, să facă sport. Ce sporturi practici? Sportul de echipă, fotbal, basket, dar și sporturi individuale, mai ales la alergat, joc tenis de masă, badminton. O mulțime. Cred că sunt suficiente. Suficiente. În ultima vreme a devenit pasionat de concursurile de cultură generală. Mihai, spui că defectul tău este? Lipsa răbdării. Exact. Cum se manifestă? Mă grăbesc, se pare că nu m-am grăbit suficient la runda anterioară. Da. Tind să... Bas din picior? O iau înaintea celorlalți cu, da, cu vorba, mă grăbesc în acțiuni să... În ce situații, în anume situații? Da, nu-mi place să aștept, spre exemplu, și na, devin așa ușor impacientat în momentul în care trebuie să stau, să aștept după ceva, după cineva. Vezi că aici e de lungă durată, concursul nostru durează ceva. Așa este. O să... Te-ai pregătit sufletește? O să abordez... dictonul latin, festina lente. Festina lente. Da. Reluăm concursul și ajungem la prima provocare eliminatorie. Să înceapă runda a treia. În materie de limba română, Dorin Zidaru nu construiește nimic. El pune la pământ orice construcție gramaticală, dar o face cu haz. Misiunea voastră este să vânați doar greșelile din opera pe care Dorin o va supune atenției voastre. În această rundă aveți șansa să câștigați 700 de lei, dar doar unul dintre voi, cel care are cele mai multe greșeli aprobate de expertul emisiunii. Mare atenție, la finalul rundei eliminăm concurentul cu cei mai puțini bani în cont. Sunteți pregătiți? Da. 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 Bine. Intră acum în direct meșterul nostru. Te ascultăm, Dorine. Așa. A pornit filmarea? A dat? Ai noroc și super, Doamne ajută! Tichitaca Barceroma, să știu mai să zice, vă pupă Dorin Zidaru. Am făcut aici scenaristică de... decorurile care, cum se face la noi la emisiunea care, pe care se rămâna Doamna Negrea, care am simbolistică, nu că adică s-a închei, că acum merge șprițul, toamna așa pe molan nemaipomenit, ci care să vadă lumea că este important ca să mai aruncăm toate plantecurile și mai degrabă, uite, eu le folosesc, tot le umplu, că ține, că plantecul ține de numai aia, că nu, el nu mai se distruge. Și de aici mi-a venit și ideea care am eu o problemă și vreau ca să mă ajutați să o rezolvați, că am început să scriu pe caietul de sesizații pe dictando aici. De Doamna Negrea nu vă țiu mult decât vreau să-mi corectați, că vreau să trimit aici sesizare de reclamație. Stimați reciclanți, că trimit la astea care e cu reciclantele, da? Bun, așa. Stimați reciclanți, vă informez că eu sunt un cetățean responsabil și chiar dacă nu prea le-am cu dansul, am intrat mai de la începuturi în hora reciclării. Totuși, actual dețin în casă 3 saci uriași plini de sticle de sticlă, doze de aluminiu și peturi de plastic care nu mai vă zic și mulți pensionari care mă știe mai fâșneți așa vine să-i ajungi pe dânși cu reciclatul. Și pe dânșii, cu 3 de i, am pus unul, da, deci pe dânșii cu reciclatul, dar problema devine de câte ori merg la magazin și ecozi interminabile de mari sau să constat aparatul defect sau în nefuncțiunea lui. Tot mereu, sunt nevoie să renunț și nu e comod cu sacii pe transportul comun, plus că mai mă știe lumea de la televizor, de la emisiunea care, pe care fac. Vă rog să luați rapid altitudine și să reciclați favorabil situația care este mai generală decât am prezentat-o eu în scris. Aștept rezolvare respectuoasă cu mediul.
Dorin Zidaru, posesor de ambalaje neturtite și cu eticheta neștirbită. Super, Doamne ajută să știe mai să zice, vă pupă Dorin Zidaru, tiki-taka bar, ce Roma, hai că închică mai la sifoane. 30 de secunde pentru a finaliza lista cu greșelile lui Dorin Zidaru. Doar unul dintre voi va lua premiul de 700 de lei, iar de unul dintre voi ne vom despărți. Secunde. Ce impresie v-a făcut Dorin, al nostru? Amuzant. Mă zgârie pe urechi de fiecare dată. Viorica, tu ce spui? E foarte ecologist. E... Ar recicla tot. Da, da. Sabin? Este haios. Este haios, Dorin, al nostru. Să vedem, întâi de toate, câte greșeli v-ați notat. Mihai? 17. 17. Da. Cristina, tu câte ai notat? Tot 17. Viorica? 17. Și Sabin? 13. Sabin a notat 13 greșeli. Corporatiștii noștri sunt la egalitate. 17 greșeli notate. Sabin, ești un pic în urmă, dar s-ar putea să nu rămână lucrurile așa. Acum să vedem care sunt acele greșeli pe care voi le-ați identificat. Mihai? Prima greșeală era reciclanți în loc de reciclatori. Apoi reciclante, responsabil în loc de responsabil, chiar în loc de chiar, totuș în loc de totuși, aluminiu în loc de aluminiu, de plastic, sunt două greșeli aici, de plastic, dânși în loc de dânși și dânși în loc de dânși, deci două, iecozi, la transportul în comun era o problemă, pe care Altitudine, da. În loc de să luați atitudine, altitudine, da. Vă rog să reciclați în loc de să rezolvați. Neștirbită, știrbită poate fi o sticlă, mă rog, un recipient de sticlă sau de ceramică, ceva care se sparge. În expresia reciclați favorabil sunt două greșeli. Reciclați e în loc de rezolvați, cum era corect, și împreună formează un pleonasm. E bine, vedem mai departe, Mihai. Te rog, mulțumesc. Cristina, este rândul tău. Am identificat reciclanți, responsabil, chiar, în loc de chiar. Nu prea le-am, aici nu cred că am scris tot. Totuși, de sticlă, de plastic, în loc de sticlă, de plastic, care mă știe, dânsii, care a fost întâi dânși, apoi a spus că a scris dânsii cu 3 de i, nu mai știu ce am scris... Se da? Întâmplă problema, devine... Era un dezacord, da. Ecozi, de mari, ceva dezacord. Transportul în comun. Bine. Care pe care, altitudine în loc de atitudine, mai generală, este generală. Fără mai. Da. Să știe, se știe și mai să zice, se mai zice. Gata? Gata. Viorica, e rândul tău. Reciclanți, reciclante, responsabil, chiar, mai de la... Și era o expresie, a inversat cuvintele, cred, dar nu am apucat să scriu tot. De sticle, doze de plastic, și aici am găsit două greșeli, și de și plastic. La de sticle, care e greșeala? De. Era un dezacord, vine... Corect, era vin, era la plural. Dânsii, ecozi, interminabile mari, nu poate să fie interminabil mari. Aici nu mi-am inteles. Mai mă știe. Da. Și corect este? Mă mai știe. Altitudine, mai generală, neștirbite, era într-un context unde nu putea fi folosit cuvântul ăsta. Și era ceva cu rezolvare, dar la fel nu am notat tot. Mulțumim, Viorica. Mergem mai departe la Sabin. Reciclanți, responsabil, chiar, mai de la începutul, sticle, dă, sticlă, și aici sunt două greșeli, dă în loc de, și pleonasm. Alumenu, plastic, dânsii cu 3 de i, ecozi, dezacord, și interminabile mari, pleonasm. În nefuncțiunea, transportul comun, luați altitudine în loc de luați atitudine și, mai general, ar trebui fără mai. Mulțumim, Sabin! Opera lui Dorin Zidaru a trecut și prin filtrul expertului emisiunii care a întocmit lista greșelilor lui. O avem acum pe monitor. Vai, câte greșeli! Stimați reciclanți,
corect, stimați domni, care vă ocupați cu reciclarea. Responsabil, e greșit, corect, responsabil. Chiar dacă nu prea le-am, chiar dacă nu le prea am, totuși, actual dețin în casă, actualmente sau în prezent, am în casă sticle de sticlă, sticle direct, doze de aluminiu, peturi de plastic, corect, ambalaje de plastic, care nu mai vă zic, de care nu vă mai zic, mulți pensionari care mă știe, mulți pensionari care mă știu, vin să-i ajut, pe dânsii, de fapt, pe dânsii, cu doi, el a și spus, cu trei, punem acolo trei. Problema este cozi, dezacord, corect, sunt cozi, interminabile de mari, ori interminabile, ori mari. În nefuncțiunea lui, adică nefuncțional, tot mereu, transportul în comun, mai mă știe, corect, mă mai știe, să luați rapid altitudine. Nu cred că vorbea cu un pilot, nu? Să luați rapid altitudine, să reciclați favorabil, să rezolvați favorabil și rezolvare respectuoasă cu mediul, rezolvare prietenoasă cu mediul. Să le comparăm cu cele găsite de voi și să vedem cine este în top, cine câștigă runda. Așteptăm validarea pentru Mihai. Scazi la 11, Mihai. Cristina, e rândul tău acum? Rămâi cu 17, crezi? Nu cred. Cobori la 11 și ești la egalitate cu Mihai. Viorica. Să vedem. Viorica a coborât la 10. Doar 10 au fost cele validate și Sabin, 13? 12? Și gata, te-ai oprit la 12, câștigi runda! 700 de lei, sunt ai tăi! Felicitări! Da, mulțumesc, nu mă așteptam. Vedem acum situația banilor după 3 runde și aflăm care dintre voi termină concursul aici. Iată, Sabina are 1650 de lei, Cristina 650, Viorica 500 și Mihai a rămas cu banii de la Proverbe, doar 300 de lei, Mihai. Ne despărțim de tine aici. Îmi pare foarte, foarte rău. Și mie. Am avut o premoniție de mai devreme, am zis. Te rog să ne spui cum ți s-a părut experiența în platoul Care pe Care. O experiență frumoasă. Am mai învățat ceva. Am avut niște trăiri inedite. Și intense. Per total mi-a plăcut. Mulțumim, Mihai. Am scos din concurs un concurent și nu peste mult timp vom ajunge la o nouă eliminare. Cine va fi acela? Totul pentru a afla finaliștii ediției. Să înceapă runda a patra. Ce înseamnă? 4 cuvinte sau expresii care trebuie să fie definite de concurenții noștri. Un răspuns corect vă poate aduce 200 de lei, numai că la finalul rundei banii vor ajunge doar la concurentul cu cele mai multe răspunsuri corecte. Și voi, telespectatorii, puteți participa la această rundă, trimiteți răspunsul corect la prima expresie sau primul cuvânt al rundei și câștigați un loc în una dintre edițiile viitoare Care pe Care. Așteptăm răspunsul vostru prin WhatsApp la numărul afișat pe ecran. 30 de secunde pentru a scrie pe tabletă răspunsul. Începem? Da. Atenție! Ce înseamnă? Viitură. 30 de secunde să scrieți sensul acestui cuvânt. Ultimele 5 secunde. Și vă opriți. Ce înseamnă viitură, Cristina? Viitură înseamnă un potop, o apă multă curgătoare, viteză, vârtej. Viorica. Este o apă mare, vine cu forță, debit mare, poate să fie o apă fluvială, vine repede. Sabin. Inundație, valori cu pagube mari. Cum apreciați răspunsul vostru? Corect. 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 Viitură. Înseamnă creștere bruscă a nivelului apei dintr-un râu, care poate duce la revărsarea lui. Poate să mai însemne mâl, polovani, pietriș, crengi, etc., aduse de apele curgătoare când se revarsă. Vă dați punctul? Da. Da. Validarea.
Cristina. Un punct, 200 de lei. Viorica. Un punct, 200 de lei. Și Sabin? Sabin, din păcate, răspunsul tău nu a fost corect. Asta e. Mergem mai departe în runda a patra cu o expresie de data aceasta. Ce înseamnă? Între patru ochi. Care este sensul acestei expresii? Aveți 30 de secunde la dispoziție. Mai aveți 5 secunde. Timpul s-a scurs. Cristina. Înseamnă în privat, unul la unul, în intimitate, confidențial, între două persoane. Viorica. Cam pe acolo sunt și eu. În privat, intim, să cunoască doar cei implicați, detaliile, informațiile, secret. Sabin. Și eu am scris în privat și doar cu două persoane de față la o discuție. Sunteți convinși că ați răspuns bine? Da. Da. Între patru ochi, numai între două persoane, fără martori, în intimitate. Într-adevăr, asta înseamnă. Validarea. Cristina, un punct. Bravo. Viorica, răspunsul tău nu este corect. De ce? Secret, intim sau în privat nu se... Secret, intim sau privat, dar între patru ochi înseamnă două persoane. Am menționat doi. Da, două persoane. Okay, doar cei implicați, între patru trebuiau ochi, cei doi implicați. Chiar dacă e intim, suntem noi trei, noi patru discutăm ceva, nu este între patru ochi, este între câți? Okay. 12, am mai înțeles. Mulți. Între patru ochi înseamnă două persoane. Da. Și Sabin? Sabin, răspunsul tău este corect și ai urcat și tu un pic, ai 200 de lei. Am mulțumesc. A treia întrebare. Ce înseamnă? Oprobriu. 30 de secunde. Gata, Cristina? 5 secunde. Oprobriu. Timpul s-a scurs. Te ascultăm, Cristina. Care este sensul? Dispreț înseamnă dezacord. Viorica, ce ai scris? Nu-l știu. N-ai scris? Am scris, dar am divagat. Nu. Știu. Nu e cel corect. Nu. Drag? Nu știu. Drog, am zis. M-am gândit la... Drog? Da, ceva... La opium? Da, exact, că a sunat în zona aia. Sau secret sau adunare, nu știu, am ghicit. Sabin? Eu am scris blam public, dezaprobare, acuze. Să vă spun mai întâi ce înseamnă oprobriu. Dispreț, dezaprobare, prin care societatea condamnă fapte socotite nedemne sau oameni care săvârșesc astfel de fapte. Acum să vedem validarea. Cine primește punctul? Cristina? Bravo! Un punct! 600 de lei. Viorica? Stai pe loc. Și Sabin? Sabin, și tu un punct și ai ajuns la 400 de lei. Ultima expresie a acestei runde. Ce înseamnă? Ai fi cuiva, casa, casă și masa, masă. 30 de secunde. Ai fi casa, casă și masa, masă. Sau ai fi cuiva, casa, casă și masa, masă. Ultimele două secunde și timpul s-a scurs. Ați întâlnit această expresie, o folosiți? Da. Și ce înseamnă, Cristina? A însemna totul pentru cineva, ca persoană, a fi toată lumea cuiva. Viorica? Eu am scris că ai fi drag cuiva, ai fi de folos, a fi plăcut sau a fi acolo unde trebuie. Ai pus mai multe... Da, am încercat să găsesc mai multe variante. Să te gândești în ce context folosești expresia. Da, da, da. Sabin, să ascultăm și varianta ta. Da, eu am scris să a fi un om așezat la locul lui, ai merge bine sau a fi în stare bună. Vă spun și eu imediat care este sensul corect al acestei expresii. A duce o viață ordonată, fără necazuri. Ai fi casa, casă și masa, masă. Validarea. Cristina, nu primești niciun punct. Viorica? Nu. Nu? Și Sabin?
Ba da, Sabin, ai fost acolo, sensul l-ai spus exact, te rog să recitești ce ai spus, ce ai scris. A fi un om așezat la locul lui, ai merge bine. Ai merge bine, acolo a fost. Acesta este sensul care este asociat cu a avea o viață fără necazuri. Ai merge bine. Da. Și în acest moment, Cristina și Sabin sunt la egalitate cu cei 600 de lei. Știți ce urmează? Baraj. Baraj. Proba de baraj o să aleagă câștigătorul dintre Sabin și Cristina. Concurenții trebuie să scrie în 30 de secunde cât mai multe expresii, locuțiuni și cuvinte compuse cu un cuvânt dat. Hai să vedem care dintre voi trece cu bine de barajul dintr-un cuvânt. Cuvântul este cămașă sau cămașa. Articulat. Ultimele 5 secunde. Cristina? A dat cămașa de pe tine și nu încăpea cămașa pe el. În sensul figurat de a fi plin de el, a fi încrezut. Nu și încăpea în piele. Cam așa. Sabin? Scris, ai scoate cămașa și cămașa de fier. Ce înseamnă fiecare? A sărăci pe cineva, face să piardă. Ai scoate cămașa, a sărăci pe cineva? Da. A nu ști pe unde să scoți cămașa? Ah, da, cred că asta era. La asta te-ai referit? Da, la asta m-am gândit. Și cămașa de fier? Da, da, ceva care încorsetează. Sau de forță? Nu există și de forță. Aceea există, sigur. Nu știm dacă există cea de fier, dar vom vedea imediat, la validare. Cristina, două expresii ai propus, da? Da. Ambele sunt corecte, bravo! Sabin, și tu ai propus tot două expresii, să vedem dacă ambele sunt validate. Sabin? Niciuna dintre ele, Sabin. Și în acest moment ai pierdut barajul și runda. Cei 600 de lei îi revin Cristinei. Vedem acum situația banilor după cele 4 runde și cine pleacă din concurs. Iată, Sabin, ai rămas cu acei bani mulți, 1650. Cristina are 1250, iar Viorica, din păcate, a stagnat la 500 și va fi eliminată din concurs. Care probă ți s-a părut mai dificilă? Cred că am pierdut foarte mult la cea a butonului, unde n-am prins nimic. N-am fost foarte rapidă, dar a fost minunat. Mi-a plăcut. Îți mulțumim foarte mult pentru participare. Și eu vă mulțumesc. Ne așteaptă cel mai tensionat moment al concursului, duelul sinonimelor. Ultima provocare a concursului, o confruntare față în față în cuvinte ascuțite. Gata de atac, concurenții și le aruncă unul altuia. Miza, dublarea sumei. Cristina, ai ajuns la duel. Cum te simți acum? Mult mai bine decât la început și mult mai relaxată. Sabin, crezi că o vei învinge pe Cristina? Ei, să vedem, cel mai bun să câștige. Atenție! 5 cuvinte vor fi lansate de fiecare, unul câte unul. Adversarul trebuie să dea un sinonim în cel mult 10 secunde. Veți lansa alternativ câte un cuvânt. Deschide duelul Sabin, concurentul cu cei mai mulți bani câștigați în rundele anterioare. Start! Sabin, primul tău cuvânt pentru Cristina. Acvilon. Păsăresc. Nu? Acvilon? Înseamnă crivăț. Crivăț. Te-ai gândit la acvilă? Da. Cristina, cuvântul tău pentru Sabin. Imberb. Tânăr. Neras. Tânăr. Răspuns corect. 1-0 pentru Sabin. Sabin, cuvântul tău pentru Cristina. Cercevea. Încuietoare. Mai încearcă, sinonim. Clanță. Mai încearcă. Cadru, ramă, lemnărie. Cristina, cuvântul tău pentru Sabin. Efeminat. Feminin. Corect. Feminesc. 2-0. Cristina, atenție!
Sabin, cuvântul tău pentru Cristina. Septentrional. Boreal, nordic, arctic. Cristina, cuvântul tău pentru Sabin. Acerb. Puternic. Aprig. Mai încearcă? Validăm aprig, sinonim pentru acerb. Alte sinonime ar fi agresiv, aspru, caustic, necruțător, sarcastic, îndârjit, înverșunat. O mulțime de sinonime. Sabin, cuvântul tău pentru Cristina. Hirsut. Încrezut. Darnic. Înseamnă ciufulit sau morcănos. Aspru, grosolan, neîngrijit, ursuz, taciturn, posac. Cristina, cuvântul tău pentru Sabin. Elucubrant. Abracadabrant. Amețitor. Mai încearcă? Fantezist. Aiuritor. Ai spus ultimul cuvânt? Aiuritor. Aiuritor? Nu. Sinonimele corecte sunt aberant, absurd, ilogic, nelogic, nerațional, stupid. Sabin, cuvântul tău pentru Cristina. Ultimul. Septembrie. Răpciune. Răpciune, da? Cel mai popular al lunii, da. Septembrie. Răpciune. În loc de septembrie, spunem și răpciune. Te rog, Cristina, ultimul tău cuvânt pentru Sabin. Reluctant. Nu am nicio idee. Rebel. Strălucitor. Acum spui așa. Da. Oricum știi că ai câștigat. Da. Reluctant, recalcitrant, refractar, îndărătnic. Acestea ar fi fost sinonimele, dar cu un scor de 3-0, doamnelor și domnilor, ediția are un câștigător pe Sabin. El a știut mai multe sinonime și a câștigat duelul. Sabin și-a dublat suma și a ajuns la un premiu total de, știi? A, nu mai țin minte. 3.300 de lei. Bravo! Editura Univers Enciclopedic îți dăruiește două cărți potrivite pentru tema concursului nostru. Dom 3, dicționarul ortografic, ortoepic și morfologic al limbii române și Dex, dicționarul explicativ al limbii române. Mulțumim editurii! Și mulțumim de asemenea designerului Marius Mușat, care și astăzi a asigurat vestimentația mea. Și Cristina a avut o prestație încântătoare la care pe care și-a câștigat 1250 de lei. Sabin, cărțile pentru tine. Mulțumesc. Cristina, te rog să-mi spui cum a fost concursul pentru tine. Foarte competitiv. Mi-a plăcut, cred că o să mai vin. Sabin, te invit să continui fraza: iubesc limba română pentru că... Pentru că este foarte bogată în cuvinte, expresii și proverbe și este foarte frumoasă. Arena care pe care are mereu porțile deschise. Fă-ți curaj și intră în concurs. Participă la singura emisiune concurs dedicată limbii noastre. Intră pe site-ul tvr.ro, pe pagina emisiunii și completează fișa de înscriere. Transformă cuvintele corecte în bani și în cărți. Te așteptăm! La revedere!